Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi și l-avem invitat pe domnul Andrei Năstase, liderul platformei Demnitate și Adevăr. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Discutăm pentru început despre situația din Republica Moldova, acolo unde am văzut că numărul de cazuri de coronavirus este în creștere și este un număr destul de mare, dar ideea este cum arată de fapt situația acolo, pentru că am văzut diverse declarații ale unor lideri, politicieni, care spun că situația n-ar fi de fapt cea prezentată și că ar fi mult mai grav. Dincolo de declarațiile unor politicieni sau deontologi contextuali și unii și alții, situația din Republica Moldova este destul de gravă. Despre asta vorbesc cifrele, despre asta vorbesc medicii, care, iată, au ajuns în topurile internaționale ca număr de infestați și avem și foarte multe decese în rândul cadrelor medicale. Despre asta vorbesc cetățenii Republicii Moldova, care au avut, de-a lungul acestei perioade în care ne-am confruntat și ne confruntăm încă cu această criză sanitară, au avut repere diferite. Pe de-o parte, premierul Moldovei vorbea într-un sens, președintele, care este și un factor electoral sau este cel care va candida la următoarele alegeri, avea cu totul alt demers. Noi am văzut un model de responsabilitate, am văzut un model de om de stat sau oameni de stat în România, o atitudine corectă din partea președintelui Klaus Iohannis și a celor care au fost desemnați să gestioneze această criză sanitară. Iată de ce sunt și eu la București, ca să preiau bunele practici, bunele experiențe de aici. Bineînțeles, au fost și excepții, dar luăm tot ce este mai bun ca să putem implementa acolo. Vreau să vă spun că, din punctul nostru de vedere și demersurile noastre, încă de la începutul acestei pandemii, au fost îndreptate către prevenție, către dotarea tot mai bună a cadrelor medicale, a spitalelor noastre. Am insistat atunci pe măsuri urgente, sanitare, dar și economice venite în sprijinul populației, în sprijinul micului și business-ului mijlociu. Din păcate, guvernarea de la Chișinău nu a ținut cont de propunerile noastre. Am venit cu ideea unui consens politic național, astfel încât această problematică a pandemiei, a crizei sanitare să nu fie doar problema guvernului, nu doar problema unei instituții sau alteia, ci să fie o problemă a tuturor, iar soluțiile pe care să le putem aplica să fie într-adevăr agreate de toată lumea. Să nu existe discordie pe ceea ce înseamnă profesionalism, ceea ce înseamnă expertiză, ceea ce înseamnă experți. Am insistat ca în comisia, la noi se numește comisie, la dumneavoastră altfel, pentru situații de urgență să fie incorporați sau incluși experți, medici, specialiști în epidemie, în sanitarie, pentru că nu avem. Asta voiam să vă întreb, adică da. E o comisie de experți. E o comisie de experți, și, bineînțeles, sau componența ei trebuie ajustată în funcție de problematică, în funcție de nevoie. Din păcate, în acea comisie, până la final, nu au fost incluși experți așa cum am solicitat noi. Am solicitat includerea acolo și a reprezentanților opoziției, astfel încât disputele dintre propunerile celor de la guvernare și a celor din opoziție, pe marginea acestor soluții, să se producă acolo, în cadrul comisiei, iar mesajele care să fie date populației să fie niște mesaje coerente, unanim acceptate sau acceptate prin consens, astfel încât să avem astăzi o altă situație. Din păcate, nu s-a lucrat în acest sens și astăzi avem o situație, statistic vorbind, exact ca în România, cu același număr, aproape același număr de morți, aproape același număr de infestați, doar că România e la o numeric, populație, mai la o populație mică, de 18 milioane, noi avem 3 milioane și deci diferența este. Este gestionarea epidemiei de coronavirus un eșec al guvernului Ion Chicu? Absolut. Este un mare eșec a acestei guvernări și regretul meu mare, și am să le exprim ori de câte ori voi avea acest prilej, este că nu o guvernare responsabilă, nu o guvernare reformatoare, nu o guvernare pro-europeană a fost cea care să gestioneze această criză. Nu ar fi fost ușor, nu ne-ar fi fost ușor și nouă. Dar iată că darea în noiembrie
2019, a puterii către Dodon și către Chicu, ne demonstrează astăzi că asta a fost fatal pentru cetățenii din Republica Moldova. Ori dacă ar fi fost implementate propunerile doar ale platformei DA, doar a unei componente a blocului acum care era la guvernare atunci, credeți-mă, astăzi cifrele ar fi fost cu totul altele. Am fi fost și noi în rândul țărilor care iese din primul val al pandemiei și nu am fi fost abia pe trendul ăsta ascendent. Deci Republica Moldova este în stare de urgență acum? Nu este. S-a ieșit din acea situație de urgență de 2 luni de zile instalată de Parlamentul Republicii Moldova, dar eu zic că mai multe măsuri de prevenție la începutul pandemiei, mai multă dotare a spitalelor și a medicilor, mai multă responsabilitate din partea autorităților, ar fi condus într-un final la o situație mai bună decât cea pe care o avem astăzi. România a trimis și un ajutor către Republica Moldova, un ajutor care, nu știu, a fost primit sau nu de către premierul Chicu, care a făcut câteva declarații. Cum apreciați dumneavoastră ajutorul trimis de România Republicii Moldova? Întâi de toate este un ajutor frățesc, un ajutor extrem de necesar pentru Republica Moldova și întâi de toate pentru cetățenii săi, mai puțin pentru autorități sau instituții sau nu. Pentru cetățenii Republicii Moldova a fost un ajutor, cum să spun eu, ca aerul. Atunci când ai nevoie și România a intervenit exact atunci când era mai multă nevoie de acest lucru. Bineînțeles, din partea autorităților ar fi trebuit să avem o cu totul altă atitudine, o atitudine frățească, o atitudine civilizată, de bun simț. Din păcate, avem o guvernare care se preocupă mai mult de politică, de calcule electorale, are în spate niște păpușari, mulți dintre ei sunt în afara țării, slujesc intereselor străine, și atunci s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, autoritățile române au fost schidate, ajutorul frățesc, ajutorul poporului român a fost tratat cu nesimțire din partea autorităților moldovenești, dar s-a văzut probabil în spațiul public atitudinea cetățenilor Republicii Moldova, o atitudine de frați care au apreciat enorm acest ajutor venit din partea României. Apropo de politică și de calcule electorale, spuneați dumneavoastră mai devreme, considerați oportună în general căderea guvernului în această perioadă dificilă prin care trece Republica Moldova? Am să încerc să fiu cât se poate de clar. Dacă lucrurile ar merge bine în această situație, dacă ar fi gestionate bine și criza sanitară, și criza economică, și iată criza socială, se adâncește și criza politică. Dacă lucrurile ar sta bine, credeți-mă, eu aș fi cel care aș încuraja un guvern din care nu fac parte, un guvern cu care sunt în opoziție. Așa cum se face în mod responsabil și corect. În condițiile în care... În astfel de perioade. Și noi chiar suntem niște oameni responsabili, ori de câte ori Republica Moldova a trecut în asemenea greutăți, când Republica Moldova era furată ca în Codru, spre exemplu, tot platforma DA a fost cea care cu foarte mici șanse sau cu foarte puțin potențial a ieșit și s-a opus acelui dezmăț. Astăzi, Republica Moldova este gestionată foarte și foarte prost și noi riscăm ca această corabie, spunem noi, a fost numit într-o bună zi corabie, riscăm să se scufunde și să nu mai putem scoate la suprafață. Iată de ce, atunci când încă mai pot fi luate niște măsuri, aceste măsuri trebuie luate. Avem la Chișinău un guvern prorus, avem un președinte prorus care slujește intereselor străine, este împotriva intereselor Republicii Moldova și noi cu atât mai mult trebuie să luăm atitudine, chiar dacă traversăm această criză. Pentru, repet, dacă lucrurile ar merge bine, cel puțin din această perspectivă al gestionării crizelor, crizei generalizate, sanitară, economică, socială, am mai putea amâna momentul. Dar nu se poate, pentru că mor oameni. În spatele acestor cifre sunt familii îndurerate, sunt copii rămași orfani și riscăm ca prin proasta gestiune a situației să se înrăutățească tot mai mult și mai mult. Cum ar arăta un
viitorul guvern la Chișinău? Platforma, da, a venit cu o ofertă, mi se pare rezonabilă, o ofertă responsabilă. Nimeni din Republica Moldova nu și-a asumat în această perioadă un asemenea demers, în afară de Platforma de Unitate și Adevăr pe care o reprezint. Toată lumea a ales să facă retorică electorală, să-și facă calcule electorale în perspectiva prezidențialelor, în perspectiva eventualelor alegeri parlamentare anticipate, care nu se pot produce până după prezidențiale, chiar dacă unii actori de la Chișinău strigă în gura mare despre aceste alegeri anticipate concomitente cu prezidențialele. Ori noi, atunci când Republica Moldova arde, nu ne arde nouă de electorală și de viitoarele alegeri. Ceea ce ne preocupă pe noi sunt viitoarele generații, este viitorul Republicii Moldova. Iată de ce am ales această propunere către toți deputații din Parlamentul țării, indiferent de culoarea lor politică. Apelăm la conștiința fiecăruia dintre ei. Un guvern asumat de către Platforma DA printr-un prim-ministru al acesteia, o garnitură a cabinetului de miniștri, din care să nu lipsească experți în materie, dacă vorbim despre sanitarie în această materie, în educație la fel, deci experți din societate civilă, experți din Platforma de Unitate și Adevăr și de ce nu și din alte partide dacă vor veni cu niște candidaturi. Deci sunteți deschis la absolut, variante. Absolut. În momentul de criză nu poți să te oprești la un guvern strict partinic, unul care să reprezinte doar o forță politică. Am vorbit despre consens politic național, pentru că anume de consens politic național e nevoie în perioadele grele pentru țară. Cine ar fi premierul acestei guvern? Am spus, pentru asumare, cea mai îndreptățită forță politică, cea care face garanția faptului că vom avea și reforme, vom avea și succese în depășirea acestor crize. Vom avea în continuare lupta cu corupția între priorități. Este Platforma de Unitate și Adevăr. De ce? Un premier asumat de către Platforma DA. Și în momentul de față... Ați putea fi dumneavoastră? Ar putea fi oricine dintre colegii mei. În momentul de față eu sunt candidatul Platformei de Unitate și Adevăr la prezidențiale din 1 noiembrie și înainte de a ajunge să numim o persoană sau alta, cred că trebuie să cădem cu toții de acord asupra unui proiect de țară, a unui proiect de scoatere a Republicii Moldova la liman și punerea acesteia pe făgașul normalității, un proiect care să poată într-un final rezolva și aceste crize foarte și foarte dureroase pentru fiecare dintre noi. Cum spuneați, sunteți candidat, da, la prezidențialele din toamnă. Ce ați face a doua zi după ce ați ajunge președinte? Ce ați schimba începând în a doua zi? N-aș face tot ce ar trebui de făcut chiar din prima zi, nu aș aștepta a doua. Așa am făcut de fiecare dată. Din păcate, nu mi-a fost dat când am câștigat primăria Chișinău să-mi pun în aplicare tot ce știu mai bine și mai ales să atrag acolo, la Chișinău, cele mai bune practici românești și europene, pentru că știți foarte bine, mi-a fost anulat mandatul. Acum nu mai putem vorbi despre o eventuală anulare a mandatului, pentru că am trecut prin această experiență și toată lumea știe cu ce s-a soldat. Aș pune în aplicare programul meu de guvernare, programul prezidențial, bineînțeles respectând toate rigorile și toate prerogativele pe care ți le oferă Constituția. Nu foarte largi, dar cred că aș continua demersul către întreaga noastră societate că da, se poate. Nu luați ca pe un slogan electoral. Cu ce a greșit guvernul Chicu și cine ar trebui să mai repete viitorul guvern despre care spuneți dumneavoastră un guvern de uniune națională? Noi l-am numit un guvern al nostru, un guvern al salvării naționale. Guvernul Chicu a greșit în momentul în care a ales să rămână un agent electoral al lui Igor Dodon și nu să slujească cetățeanul. E o acuzație destul de... Nu, este o realitate. Nu fac... Și apoi să știți că sunt fost procuror și avocat, apărătorul drepturilor omului și atunci când emit în spațiul public o afirmație, o stăpânesc, sunt responsabil de ea. A făcut și mai dure decât astea, că chiar nu este o afirmație dură. Dar asta este realitatea și se vede acest lucru.
vreți să vă dau câteva exemple? Au trebuit să-și asume responsabilitatea prin niște legi care erau neconstituționale, dar erau în interesul Partidului Socialiștilor și al lui Igor Dodon. Au aprobat un credit rusesc în condiții nefaste pentru Republica Moldova, un credit care îngenunchea Republica Moldova în fața Rusiei și o supunea unor riscuri enorme de viitor, iarăși în interes electoral și în interes partinic. V-am dat doar 2 exemple. Prin eforturile Platformei Demnitate și Adevăr, în primul rând, dar și altor oameni din opoziție, dar când vorbesc despre Platforma Demnitate și Adevăr, vorbesc despre demersuri calificate, calitative. Noi ori de câte ori ne-am adresat la Curtea Constituțională, am fost peste cei care au mai făcut acest lucru și datorită demersurilor noastre au fost anulate acele acte de care vă vorbesc. Mai apoi, din păcate, guvernul Chicu, într-o perioadă atât de dificilă pentru noi, nu a acceptat expertiza altor state, a lumii civilizate, a celor care au depășit această criză. E adevărat, specificul Republicii Moldova este altul decât cel al Germaniei, decât cel al Coreei, decât cel al Slovaciei bunăoară sau a țărilor baltice. Dar se puteau lua cele mai bune practici, cea mai bună experiență, astfel încât, apelând la prevenție, apelând la dotarea bună a spitalelor, la dotarea bună a medicilor, apelând la mesaje mai blânde, mai corecte, mai civilizate cu cetățenii noștri și de acasă și din diasporă, ar fi putut să gestioneze criza generalizată mult mai bine. Au făcut-o foarte prost și, iată, și din această perspectivă trebuie să cadă și să fie schimbat. Dar să nu uităm încă o dată, acest guvern este antinațional, este antipopular și servește în continuare niște interese străine și niște interese partidice și electorale. Se vorbește despre o revenire a lui Plahotniuc pe scena politică. Vedeți posibilă o astfel de revenire? Totul e posibil. Într-o țară în care puterea se tranzacționează de la un grup oligarhic la altul, totul e posibil. Iată de ce garantul faptului că Plahotniuc, și nu doar Plahotniuc, vor beneficia de cea mai bună justiție și vor ajunge pe banca acuzaților pentru toate relele pe care le-au făcut. Dar alături de Plahotniuc și Dodon, pentru că se știe foarte bine, au fost complici, au fost parteneri buni în perioada guvernării lui Plahotniuc. Iată, anume Platforma, da, este garantul acestei nereveniri sau revenirii, așa cum spuneam într-o altă intervenție de-a mea, în cătușe și a lui și a celălaltor care au furat Republica Moldova. Dacă însă lucrurile vor continua așa, vom rămâne în continuare săraci, corupția la ea acasă, cu nedreptăți, bineînțeles că într-o bună zi îl putem vedea și pe Plahotniuc și pe Șor, dacă nu vom fi atenți. Iată de ce acum trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și să înțelegem că tot ce avem mai bun, să unim, energiile trebuie acumulate, trebuie consolidate și instalat un guvern care să se ocupe de tot ce e nevoie în momentul de față în Republica. Cum este percepută mișcarea unionistă în Republica Moldova? Ce viitoare întrevedeți pentru partidele unioniste? Cred că este de datoria tuturor politicienilor care militează și au ales acest deziderat să se unească, să strângă rândurile. Ideea unionistă este împărtășită de mult mai multă lume decât atât cât reprezintă astăzi partidele unioniste. Din vari motive. N-am să intru aici în detalii, cred că e de datoria analiștilor politici, a ziariștilor să facă analizele corespunzătoare. Sunt o serie de politicieni care strigă unirea și nu fac nimic pentru ea. Unii strigă și fac câte ceva. Alții nu strigă și aleg doar să muncească. Iată, cred că astea ar fi diferențele dacă vorbim la nivel politic. În rest, toți cei care gândesc și suferă românește... Cum percepeți tot acest peisaj pe care l-ați descris? Da, unul care poate fi îmbunătățit, dar pentru asta este nevoie de consolidare a tot ce înseamnă tot ce reprezintă acest deziderat. Pentru că de foarte multe ori, anume dezbinarea a făcut ca acest deziderat să nu prindă foarte mult la cetățeni. Au văzut, uitați-vă pe palierul pro-rus, spre exemplu. Noi nu avem foarte multe partide care să se bată între ele.
au avut grijă alții, probabil, să le unifice, să le pună la un loc și să spună, domnule, asta este vectorul vostru. Iată, pe cealaltă parte, pe partea pro-europeană, aici lucrurile sunt dificile. Dacă în 2018 am reușit să câștigăm la Chișinău fără prea multe probleme, iată, în 2019, pentru divizarea mai multă și mai mare și mai mare a dreptei pro-europene și pro-românești, am ratat alegerile la Chișinău. Nimeni nu și-a asumat acest lucru, dar oamenii nu sunt proști, oamenii văd. Și de aici pornesc foarte multe rele și foarte multe nereușitele noastre. Despre relația Republica Moldova-România, cum o vedeți? Mi-aș fi dorit să fie una mult mai bună decât este. Autoritățile de la București fac tot ce le stă în putere să rămână fermi pe ceea ce înțeleg ei mai bine să facă, sprijin către cetățenii Republicii Moldova, către țară și mai puțin pun urechea la inepțiile emise în spațiu public chiar de premierul Chicu sau de președintele Dodon și asta este foarte, foarte bine. Se întâmplă adesea că efortul României rămân în umbră, e nevoie și aici de mai mult comunicare publică, astfel încât panglicile de la darea în exploatare a unor edificii sau repararea unor grădinițe, a multor grădinițe din Republica Moldova și a multor școli, să nu mai fie tăiate anterior de Plahotniuc, chiar acum de Dodon. În rest, cred că România, în condițiile actuale, face atât cât îi se permite să facă. Știu că dumneavoastră ați și avut zilele astea câteva întâlniri aici, la București. Atunci când am fost viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, primul lucru care l-am făcut, am venit în România și am luat contact cu toate armele române pentru a implementa cele mai bune practici de aici, de la dumneavoastră, în Republica Moldova. Regret foarte mult că nu am continuat acea colaborare și îmi pare foarte rău că nu am avut atunci un omolog aici la București, cum este Marcel Vela, cu care am fi pus în practică foarte bune proiecte. Astăzi sunt aici pentru a pune în contact mai mulți colegi de-ai mei, eventual miniștri, eventual experți sau membri ai guvernului, cu oficiali și experți de aici, cu miniștri și secretari de stat din România, repet, pentru a prelua cele mai bune practici și cele mai bune experiențe prin care a trecut România. S-au schimbat și la București guvernele. Vi se pare vreo diferență între guvernul trecut de la București și guvernul acesta în privința relațiilor pe care le aveți? Se văd diferențele și atitudinea frățească, prietenească pe care o are premierul Ludovic Orban pentru Republica Moldova, pentru Basarabia, este una arhicunoscută, cred că aici nimeni nu pune la îndoială. La fel și atitudinea corectă pe care o are președintele Iohannis, a avut-o dintotdeauna. Deci, da, se văd diferențele și e și datorită faptului că la guvernare România este Partidul Național Liberal, partenerul fidel al Platformei Demnitate și Adevăr și noi, partenerul fidel al Partidului Național Liberal, pentru că așa suntem noi, cel puțin Platforma, da, nu facem tot felul de parteneriate din astea obscure, așa cum o fac alte partide de la noi, de la Chișinău, doar pentru interese de moment, de etapă. Noi suntem alături de PNL și atunci când sunt ei în opoziție și atunci când sunt la guvernare. Deci nu facem diferență, pentru că așa este corect. În rest, relațiile dintre Republica Moldova și România s-ar ridica la un cu totul alt nivel, dacă la guvernare, la Chișinău, ar fi niște forțe democratice, reformatoare, pro-europene și pro-românești, ceea ce îmi doresc și pentru ce muncesc, inclusiv în momentul în care vorbesc cu dumneavoastră, și voi face tot ce îmi stă în putere ca Partidul Socialiștilor și Igor Dodon să fie trimiși cât mai repede în opoziție. Acolo, în opoziție, trebuie să se reformeze și, bineînțeles, să-și ocupe locul potrivit. La fel cum munca noastră este îndreptată către demiterea acestui guvern, un guvern catastrofă, care trebuie înlocuit cu un guvern reformator, anticorupție, dar întâi de toate capabil să gestioneze și să depășim cu toți aceste crize sanitare. Cât de repede ar putea fi înlocuit acest guvern? Totul depinde de voința deputaților în Parlamentul Republicii Moldova. Eu
sunt un om care nu am fost creat ca și politician în tot felul de laboratoare ale Estului sau Vestului. Întotdeauna, chiar dacă am părut romantic, dar m-am ținut de cursul meu, am considerat că oricând poți apela la cineva, chiar dacă nu a dat prea dovadă de prea mult bun simț în timp. Dar în noi totuși există acea bună cuvință și noi apelăm la conștiința tuturor deputaților să înțeleagă că în aceste condiții grele, indiferent de trecutul lor, e nevoie să pună umărul la scoaterea din captivitate a instituțiilor statului, la scoaterea din mocirlă a Republicii Moldova. Așa că totul depinde de voința acelor deputați. Matematic vorbind, iată, astăzi, prin exerciții din astea de traseism politic, Partidul Socialiștilor a pierdut majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova. Acum problema se pune cine sunt cei care, prin acțiunile sau prin inacțiunile lor, mențin la guvernare acest guvern. Ori toți cei care au adoptat o asemenea atitudine de a nu face nimic, de a sta pe tușă, de a-și face calcule electorale, nu sunt decât complicii lui Igor Dodon și a Partidului Socialiștilor. Și nu trebuie să ne mai ascundem după tot felul de retorici din astea populiste sau de tot felul de calcule electorale. Gata, oamenii sunt siguri că vor înțelege într-o bună zi cine și ce prezintă. Iată de ce demersul meu, chiar dacă vine de la București, este către toți deputații să strângem rândurile, să dăm jos acest guvern, să ne asigurăm că instalăm un guvern pro-european, repet, reformator, să depășim cu toții această criză și mai apoi, bineînțeles, putem merge la niște alegeri anticipate, astfel încât să curățim întreaga clasă politică din Republica Moldova de tot ce este mai nociv, de toți penalii care astăzi, iată, foarte mulți dintre ei au ajuns în Parlamentul Republicii Moldova. E o situație dificilă, dar dacă se vrea, se poate. Iar Platforma Demnitate și Adevăr și vrea și poate. Domnule Anastase, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare dragă pe la București și pe la noi. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vreau să vă spun că datorită portalului dumneavoastră apar și eu din când în când în presa din România, care, din păcate, repet acest lucru de niște ani de zile, nu au o preocupare aparte față de Republica Moldova. Și îndemn pe această cale pe toți jurnaliștii din Republica Moldova, din România și pe cei din Republica Moldova să trateze cu mai multă atenție ceea ce se întâmplă între statele noastre, ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și doar așa vom putea și noi contribui, mai puțin prin vorbă și mai mult prin faptă, la ceea ce ne dorim cu toții, revenirea sau regăsirea noastră în spațiul nostru comun, cultural, istoric. Vă mulțumim! Cu drag!